Da? Eu și Natalia ieșim pe stradă. Cum ieșim pe stradă, Natalia? De scurte. Amândouă. Amândouă. Da. Hai. Nu, e, nu știu care unde este. Acolo, la mare. La garaj? Da. Să vedem. Este chiar aici. E chiar aici? Da. Super, l-am găsit. Așa. La cererea Nataliei să mai fac un vlog. Astăzi mi-au urmărit toate vlogurile. Se pare că i-au plăcut. M-a pus să mai filmez. Așa fac greu. Ați ajuns cu mine mașina? Nu te arde, Natalia? Nu mă arde. Stau așa. Mașina! Haide, dă mânuța. Oameni! Car, se duce la Damian să vedem că dacă e... Și el este Cezar. Cezar este. Uite, Cezar nu are apă. Cezarine. Mie mi-e cam frică să iau găleata, să-i dau apă, că... mușcă. Să mergem să-l luăm, să-i dăm apă? Da. Da? Că nimile, că moare de sete. Moare de sete? Da. Hai să mă duc repede. Filmez? Mă filmezi tu? Da. Oameni, cred că o să mergem la Cezar așa. Aici. Da, așa. Oameni, car Cezar. Filmezi pe Cezar. Cezar este car acolo. Gianni se duce acum să-i ia apă la Cezar. Ia mâna din fața camerei. Găleata lui Cezar. Mergem să-i dăm apă. Da. Și eu țin și îi dau apă. Așa fac, îi dau apă. Marius nu știu ce face, la ștor cu Damian. Unde? La? Ștor. Îi dau apă la Cezar și facem filmare. Facem filmare? L-am găsit și pe Damian. Salut, Damian! Ce faci? Unde mergi? Ai făcut baie? Nu. Ce-n țeapă? Ne călim călcâiele, Natalia. Da. O să facem niște călcâie din alea bătucite. Da. Da. Oameni, uite ce e, ce spumă. Da. Hai. Să luăm apă lui Cezar. Ce bine e. Hai, dă-mi de mie? Nu. Hai, ia tu. E foarte scârbă. Da. De ce? Nu, e doar apă. Nu poți? Lasă așa. Hai să o umplem, să-i ducem plină. Nu mergem cu jumătate de găleată. Da, acum o duc eu că e grea, da? Da. Gata, i-am spălat. Da. Afară e foarte cald și astăzi. Da, și ne arde picioarele. Îți place la țară? Da. Ne place, ne place. Ce fugim. Ducem apă. Împlăture! Te scumbiai, Cezar! A fost bună, Cezar? Aproape tot a băut. Aproape toată, o bea toată. I-a fost ca sete de moriau de... Murea de set. Păi, atât de interesant, acel copac singur. Acolo în vârf de deal. Da, aici se vede foarte tare. Oile nu prea le vedem și mai sus. Oile? Oile seara coboară să bea apă. Da, seara.
corabiau și oameni. Eu încerc să fac un experiment în groapa aia, unde fac eu. În groapa unde faci tu experiment? Da, și cred că mai este din ăla ce-am făcut, dar florile trumami n-o să le arunc, o să se pare rău. O să-ți pare rău? Da, o să-mi pare rău că îi te rup. Și nu îi rup. Mă rup cu ele. Îi iau foarte faine flori. Și le pun unde vreau. S-a pus pe jos. Aici o să merge în curte să vedem ce face Boica. Să vedem că dacă mai stă. Și el se pune jos așa, cu ochii deschis de măcar. Salutări! Nu se vede, e prea mare distanța. N-am cameră performantă. Și oamenii ne ducem în curte. Ne ducem în curte? Da, să vedem, poate e o sabie, dar nu este. Este unde Mariu sau Damian este pe aici sau nu? Lăsați-le în soare, că stau bine în soare. Buie, dă-te! Dar de unde să mă dau tu? Am îmbrăge fața ta. De ce îmi place cum arăt? Doar de tati și de mami. Poate? Mergem să vedem dacă s-au făcut porumbii în grădină? Da. Hai. Bă, nu-i voie Boica? Lăsăm pe Boica aici. Hai! Nu-i voie. Stai acolo că tu ești pe sub gard. Sunt acre. Acre. Încă nu sunt coapte. Bine. Să știi că mie îmi place stingerul agro. Ce-ți place? Stingerul agro de spray. No. Stingerea de foc. Verificăm dacă s-au făcut porumbii pentru... Să vede. S-au făcut câțiva și... Un porumb s-a desfăcut și știe, Gianni. Și să mai găsim. Adu la mine telefonul să filmăm mai. Și s-a făcut porumbul de copt și fiert. Perfect! În seara asta mâncăm porumbi fierți. Da, în seara. Minunăție, de când te aștept. Da. Nu-i vulpe, e un câine, urlă. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Natalia numără porumbii. 15. Suntem mulți oameni și trebuie să ne ajute Buie. Să ne ajute Buie, așa-i? Da, și noi să le luăm. Foaia este bine. Trebuie să luăm câțiva. Uite, pe rând. Așa. Uite porumbele. Hai da să Gianni le luăm. Da. Da? Și cam așa arată. Hei, micuților, voi nu cred că mâncați foi de porumb. Ne încercăm norocul cu porceaua. Porceaua asta e cam pretențioasă. Foarte... Nu mănâncă orice. Eu așa porc nu am mai văzut. Doamna. Uite ce s-am adus. Ia să vedem. Mănânci?
Mănânc. Puii noștri de la clocitoare au crescut. Ce faci? Așa. De ce? Să-mi faci poza. Dar nu mai pot să stau, că dacă nu-mi faci. Nu mai poți, ai obosit? Da. Hai, mai stai o dată, că promit că-ți fac. Și până fierb porumbii, am ieșit cu Natalia să se plimbe cu bicicleta. Pe margine, Natalia! Pe margine! Soarele se pregătește să apună. Vedem la pescuit. A pescuit? Da, să vedem ce mai fac pești, așa. Mergem, dar să nu fure nimeni. Cine să fure? Poate cum să-ți bată. Să vedem. Să te deoparte pescuitul, dar... Vezi că vine mașina, pe margine. Cât de minunat se vede. Eu mi-am tras niște codițe. Uite și barza, vezi barza? Uite acolo sus, uite, sus, uite. Aia care-i barza? Da, barza! O să ne ducem la pescuit. Da, noi ne ducem acum la pescuit. Fără undițe. Fără undițe, fără... Nimic? Fără echipament. Da. Mergem doar. Mergem să facem prezența la pește. Se pare că Natalia chiar e hotărâtă să mergem până acolo. Ne ducem până acolo ca să vedem. Păi da, Natalia, dar știi că pe acolo nu putem merge fără mașină? Pe acolo nu putem merge fără mașină. Păi n-ai văzut ce drum e? Drumul e foarte rău pe acolo. E foarte... încântată că merge la pescuit. Păi și unde e undița? Unde e undița, Natalia? Râmele și toate cele. Nu ai pus-o, da. Te-ai blocat? Da. Bicicleta se blochează. Ok, eu să fiu pietre ghele. Îmi place. Cum? Ce-am făcut? M-am făcut frumoasă ca un ursuleț? De fată. De? De fată. De fată? Da, și... Deci sunt ca un ursuleț de fată. Așa spune Natalia. Oameni buni, a fost albina la cap, dar nu ghidila. Ce-a fost la cap? Ghidila la cap. Deci... Te-a ghidilat la cap? A apărut și soțul meu. L-am dat dispărut vreo două ore. Ce-i pasă, e în concediu. Se plimbă prin sat. Păi da. Și ce culoare avea? Și ce culoare avea? Albă. Albă era? Da. Cine ți-a arătat fantoma? Tu. Eu? Da. Și am văzut și vulpul. Vulpul? Vulpul. Ăla ce era? Vulpul sau vulpoi? Sau vulpe? Vulpe. Vulpe? Da. Păi cum? Dar tu, eu n-am zis că ai vulpe. Eu ce-am spus că îi? Vulpe. Nu am zis vulpe. Lup. Lup am găsit. Un lup ai găsit? Da. Și cum arăta lupul? L-am văzut și mergea așa.
Lupul merea așa? Da. Cu curul sus? Da. Unde, bă, păi ce lup era ăla tu? Zi, semăna cu un câine. A fost un câine. A fost un câine sau un lup? Semăna cu un câine. Semenea ca un câine. Dar era lup? Nu, a fost vulp. Un fost vulp. Era un vulp, așa-i? Da. Dar de unde zic că era bărbat? Se face ăla, cum ăla nu vine până nu face. Uite! Nu, nu, că nu vine. Mami, te iubesc de suflet. Știi ce iubesc, că trebuie să iubesc. Pare că avem și muzică în seara asta. Cât mi-e doar. Deci, oameni, o să mai facem concurs deja. Doar ultima. Asta e ca Olivia. Exact ca Olivia. Uite, Olivia. Și am ieșit la alergat. Hai, Natalia! Natalia m-a provocat la o alergare de seară, adică mai bine zis la întrecere. Până aici? Deci eu am ajuns prima, să înțeleg? Bine. Până aici o pun distanța. Aha, vin și băieți. Unde să te ia? Unde? Ce nu poți? Hai, cu forță! Întoarce! Da! Fugi! Hai! Hai! Trecere! Wow, ce viteză ai, Natalia! Păi treci! Nu se poate așa ceva! Bravo! Hai, că de data asta te întrec. Păi, te ajut eu. Bine. Sper că n-ai pus pe filmare. Nu trebuie să disperăm, toate au rezolvare. Hai, da. În 3, în 2. Faceți și voi înțelegere? Mi-a sunat. Bravo. Marea campioană Natalia. Tu scoți un tu de mine. Hai da. Start. Start. No, gata că m-am enervat. No. Gata.